Binecuvântat să fie Domnul! Domnul să binecuvinteze corul, Domnul să binecuvinteze coriștii, Domnul să binecuvinteze pe toți cei care ne bucurăm de astfel de cântări. Lăudat să fie Domnul nostru! Încheia o cântare aceasta cu un mesaj plin de optimism, de lumină. Când vom sta în prezența lui Dumnezeu, doar privirea Lui ne va lumina, vom uita de necazul de aici. Și îndemnul era: deci, luptător, fii brav, nu dispera. Și mă rog ca Domnul să ne dea putere. Văd multe feți obosite. Domnul să ne întărească. Este un subiect destul de greu, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom răzbi. Numai că problema se pune după aceea. De vorbit e ușor de vorbit. Știți, binecuvântările de copii sunt lucrări frumoase ale bisericii. Sunt evenimente în care familiștii își aduc aminte de momente plăcute din viața lor. Obișnuim să spunem tinerilor că dacă nu te-ai maturizat până la vârsta asta, te vei maturiza atunci când te vei căsători. Sau dacă nici atunci nu o vei face definitiv, te vei maturiza sigur când vei avea primul copil. Desigur, sunt și excepții, dar în general cam asta este ciclul vieții. Și aduceți-vă aminte, după căsătorie, momentul așteptării în care îți doreai să devii mamă sau tată, unii își doresc mai repede, alții mai târziu, și ești într-o așteptare să devii părinte. Și afli de vestea aceasta, că vei deveni tată sau vei deveni mamă. Și un sentiment amestecat de grijă, de bucurie, inundă inima ta și începi să faci pregătire pentru evenimentul acela. Tații, în general, sunt mai preocupați, mai devin mai responsabili. Dintr-o dată își fac calcule în mintea lor, copilul deja costă și abia e în pântecele mamei. Și deja își fac planuri cum să-i facă camera, cum să îi cumpere pătuțul, hainele necesare. Și vine momentul, mult așteptat. Desigur, înainte este suferință, poate, pentru mamă. Corpul suferă niște deformări nenaturale. Se întâmplă anumite stări emoționale, fizice, prin care trece. Dar în sfârșit toate trec și bucurie mare, a venit pruncul pe lume. Și dacă Dumnezeu a dat biruință și este și sănătos, slăvit să fie Domnul. Și în casă este bucurie. Și începe copilul să crească și mogâldeața aceea mică pentru tine înseamnă foarte mult. Este cel mai frumos copil, cel mai gingaș copil. Ți-i drag și stai lângă el și îl veghezi. Și copilul crește și așa ești de bucuros să-i vezi primii pași și aștept să rostească cuvinte și te-ai bucura. Mama s-ar bucura să fie primul cuvânt. Mama, tata ar vrea să fie tată și sunt sentimente frumoase de bucurie și simți că îl iubești. Îi spui te iubesc. De fapt, bărbații obișnuiesc să îl sărute așa, gingaș, și chiar dacă nu-l vede, el îl iubește deja. Cresc copiii noștri și obișnuim să-i luăm în brațe, să-i mângâiem și să-i spunem că iubim, mai ales când sunt micuți și poznele lor de multe ori parcă ne se par dragi. Mă gândeam la introducerea aceasta dimineață, când am văzut pe unul din frații noștri din biserică luând un copilaș de aici, așa de gingaș, tandru, sărutându-l. E frumos așa, când e îmbrăcat bine, când nu-i făcut, n-a făcut vreo prostie sau nu miroase de la el, e frumos să le iei în brațe, să-l săruți, să-i spui te iubesc. Și cresc copiii noștri și sunt momente frumoase în viață, sunt momente în care va trebui să-l duci de mânuță la școală, va trebui să îl conduci prima dată la primărie să-și facă cartea lui de identitate, vor fi momente în care va trebui, din cauza colegilor, din cauza greutăților vieții, să fii lângă el și să-l susții și să-i spui într-una că îl iubești. Vine momentul căsniciei în care te gândești, poate pentru ultima dată, îi voi spune așa, într-un mod mai apropiat, mai afectiv, că îl iubesc. Și viața trece și multe evenimente frumoase se întâmplă cu copiii noștri. Desigur, unele le-am spus din experiența de părinte, altele din experiența de copil. Fie dintr-o situație sau în alta am trecut prin ele și fiecare dintre noi, măcar prin unele din ele am trecut. Și oare doar aceasta să fie dragostea? Și oare doar aceasta să însemne bucurie pentru noi? Printre toate etapele acestea și evenimentele acestea, sunt și momente mai puțin frumoase. Sunt și momente în care din cauza copilului tău va trebui să suferi pierderi materiale, va trebui să suferi pierderi morale, îți va trebui să-ți crape obrajul de rușine. Același copil care îl învățai să meargă și îl țineai de mânuță, și atunci când cineva căuta să-l lovească, îl apărai, același copil îți va trânti ușa în față și unii au întins și mâna spre părinți. Același copil pe care îl învățai cuvintele frumoase de la început,
Și spunea, repetă după tată, repetă după mami. Și spune Tatăl nostru și spune-i lui Dumnezeu că îl iubești. Același copil îți va spune prima minciună care te va ustura și prima jurătură. Și nu-ți va fi așa ușor să-l iei în brațe și să-l săruți și să-l spui că te iubesc. Spunea fratele Adrian și este foarte adevărat, nicăieri ca în familie nu învățăm iubirea jertfitoare. Iubirea jertfitoare se învață cel mai bine în familie. Vreau să citesc un text pe care voi încerca să-l aplic familiei. Haideți să ne ridicăm în picioare. 1 Ioan 3, 1 Ioan 4, începând cu versetul 7, pagina 1201. 1 Ioan 4, începând cu versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul Lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Dumnezeu rămâne în El și în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Și versetul 21. Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Și aș vrea să adaug aici. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe cei din familia Lui. Vă invit să ocupați locurile. Poeții au scris foarte mult despre dragoste. Se fac filme despre dragoste, se fac conferințe despre dragoste. Chiar noi obișnuim să vorbim mult despre dragoste și oamenii au obiceiul de a defini dragostea. Mulți și-au luat puterea sau autoritatea aceasta să definească dragostea și unii se apropie de realitate, alții sunt foarte departe. Unii în numele dragostei săvârșesc lucruri urâte, imorale. În numele dragostei, homosexualul își demonstrează teoria lui. În numele dragostei, face ce face omul care dă la moarte pe altul. În numele dragostei, trăiesc tinerii în imoralitate. În numele dragostei, mamele fac avort. În numele dragostei, oamenii au început să îmbrățișeze ideea eutanasiei. În numele dragostei, se fac multe și multe lucruri. Și oamenii își permit să definească dragostea. Ceea ce văd din textul acesta care l-am citit, sunt trei puncte, cel puțin trei puncte foarte clare. În primul rând, Dumnezeu în persoană definește dragostea. Apoi ne arată cum se aplică dragostea aceasta. Și apoi ne învață cum trebuie să aplicăm și noi dragostea. Și definiția lui Dumnezeu este clară, este simplă. Dumnezeu și-a arătat dragostea sa față de noi prin faptul că a trimis pe Fiul Său. Adică, dacă vreți, legat de subiectul nostru, dragostea înseamnă și jertfire. Acum, așa cum am prezentat, de multe ori pentru noi dragostea este confuzie și tine să cădem într-o extremă sau în alta. Uneori este sentiment pentru noi, alteori o definim ca jertfire. Ceea ce este clar este că cele două stau foarte bine împreună și nu pot lipsi una față de cealaltă. Spunea cineva, scoate jertfirea din dragoste și rămâi fără nimic. Cum poți să spui că există dragoste fără jertfire? Cum poți să-mi aleg doar partea bună? Cum poți să-mi aleg doar sentimentele? Când pot să-mi dau seama și poate a fost fiecare într-un așa de dezamăgit din cauza sentimentelor. Întrebarea comună pentru mulți este, de ce, dacă Dumnezeu este dragoste, îngăduie răul? Cum poți să percepi o dragoste a lui Dumnezeu? Acolo este o problemă de fond. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că doar cine l-a cunoscut și a crezut, înțelege dragostea aceasta lui Dumnezeu. Nu vi se întâmplă de multe ori să nu știi să te exprimi în fața celui care îți aruncă provocarea aceasta? O întrebare, spune el, foarte înțeleaptă. Demonstrează mie că Dumnezeu este dragoste, uitându-te în jurul tău și analizând răul care se întâmplă. Demonstrează-mi tu, frate, în biserică, că este Dumnezeu dragoste, când fratele tău, pentru care spui că a murit Hristos, îmi face rău și îmi întoarce
răul pentru bine, demonstrează că Dumnezeu este dragoste și se pare că te-a încuiat. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa de simplu, doar cei care au cunoscut dragostea lui Dumnezeu înțeleg dragostea lui Dumnezeu. E adevărat că de multe ori nu știi să o exprimi, nu poți să explici sau să-L aperi pe Dumnezeu în privința aceasta. Știți că oamenii aceștia au o problemă de fond. În primul rând confundă pe Dumnezeul Sfânt și Dumnezeul Suveranul cu un Dumnezeu creat în imaginea lor, un Dumnezeu care trebuie să fie la dispoziția noastră, un Dumnezeu bun, milos, care intervine în problemele tale, care totdeauna este la dispoziția ta să-ți dea cele necesare pentru trupul tău. Spune Apostolul Pavel în Romani 3:23 și 6:23, plata păcatului este moartea și toți au păcătuit. Și Dumnezeu era clar în Vechiul Testament ca să definească păcatul cât este de grav înaintea Lui. Spunea că cine păcătuiește merită să moară. Și acum stau și mă întreb, oare ce este mai frumos, ce este mai mare? Dreptatea lui Dumnezeu asupra mea care trebuia să mă condamne sau dragostea lui Dumnezeu prin faptul că mi-a arătat îndurare? Prin faptul că mi-a arătat milă, prin faptul că și-a trimis Fiul Său. Vedeți, cea mai mare afirmație pe care a făcut-o cineva despre dragoste, a făcut-o Dumnezeu. Și doar, asta n-a fost doar declarație de dragoste, asta s-a transformat în fapt, asta s-a transformat în trimiterea Fiului Său pe pământ pentru fiecare dintre noi. Lucrul acesta ar trebui de fiecare dată să ne aducă bucurie și pace în inimă. Lucrul acesta ar trebui să ne aducă de fiecare dată un stimul să-L urmăm mai mult pe Dumnezeu. Eram aici lângă cameră și auzeam frații cum de o două ori au întrebat biserica dacă îl așteptăm pe Domnul. Știți ce așteaptă pe Domnul? Cel care a înțeles că e un păcătos netrebnic, care a avut milă și îndurare de Dumnezeu, deși nu merita, și că îi datorează totul Domnului. Și abia aștept să vină cel care te-a salvat. Și abia aștept ca cel care ți-a dat îndurare odată să-ți dea îndurare definitivă. Și abia aștept să fii în cer cu El. Noi, ca să definim măreția sau frumusețea unui cadou, avem în minte cel puțin 3-4 elemente. În primul rând, pe noi ne interesează cine ne oferă cadoul acela. Cred că fiecare dintre voastre ați primit cadouri în viață. Care cadou a fost mai important? Oare nu ale persoanei care îi dai cea mai mare importanță? Dacă ai o persoană care îi dai importanță sau o iubești sau visezi la ea, persoana aceea când îți face un cadou va fi foarte important pentru tine. Este important cine îți face cadoul. Apoi este important de ce îți face cadoul. Este cumva vreun scop ascuns acolo? Este vreo motivație ascunsă? Oare ce urmărește când face cadoul acesta? Și apoi, oare cadoul acela, lucrul acela care l-am primit, acoperă într-adevăr o necesitate din viața mea? Mi-este de folos? Știți că de multe ori primim cadouri și le punem într-o parte acolo. Mai ales la căsătorie, sunt multe care spui asta nu mi-e de folos. Și dacă vă uitați pe internet, sunt foarte multe anunțuri despre astfel de lucruri puse în vânzare, cadouri care nu sunt de folos. Și atunci când ceva îți face un cadou, te mai gândești oare ce l-a costat, ce a sacrificat. Dacă încercăm să răspundem la întrebările acestea în dreptul lui Dumnezeu, reacția noastră finală ar trebui să fie, wow, este extraordinar darul lui Dumnezeu. Cine ne-a dat darul acesta? Spune versetul 8 și 9, Dumnezeu este Cel care a-și arătat dragoste prin faptul că și-a trimis pe Fiul Său. Este stăpânul universului, este suveranul, Cel care ți-a dat acest dar minunat. Dar asta depinde cât de tare îl prețuiești. Dacă îl prețuiești pe Domnul tău, cadoul acesta este imens pentru tine. Cadoul acesta este uriaș pentru tine, înseamnă ceva foarte mult. Ce l-a costat pe Dumnezeu? Și noi obișnuim să spunem că l-a costat pe Fiul Său. A fost ceva extraordinar, Fiul Său prea iubit. Ne spune Apostolul Pavel în Coloseni, are o definiție interesantă despre Fiul lui Dumnezeu. Spune așa în versetul 13, capitolul 1. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. El, adică Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Asta a jertfit Dumnezeu pentru tine, asta l-a costat pe Dumnezeu. Și oare întrebarea dacă a acoperit vreo necesitate din viața noastră, își găsește răspuns în viața ta? Îți vei da răspuns în momentul în care vei conștientiza că păcatul tău a fost mare. Cel care spune păcatul meu este mic înaintea lui Dumnezeu are un Dumnezeu mic. Cel care spune păcatul meu este mic înaintea lui Dumnezeu, de fiecare dată va vedea un Dumnezeu care este la dispoziția lui. Sau tu care ești mai puternic și când vrei, ia cursul lui Dumnezeu inima sau îi o tragi înapoi. Când vrei, lauzi pe el sau când vrei, nu o mai faci. Asta în funcție de cum te vezi tu înaintea lui Dumnezeu. Dacă te vezi un om netrebnic, un păcătos, care putea să moară, să plătească prin moarte, foarte drept, foarte clar era sentința pentru noi.
Pentru astfel de om Dumnezeu se îndură și dă iertare. Și în sprijinul acestei afirmații vreau să mai citesc doar un verset, în capitolul 5 din Romani, care s-a citit și la timpul de rugăciune, versetul 7. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva. Adică pentru un om drept, un om moral, un om care săvârșește neprihănirea, cu greu ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dacă îți face un om bine și simți așa parcă o recunoștință față de un om, poate că ți-ai da viața pentru el. Dar uitați aici ce înseamnă dragoste jertfitoare. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pe când eram noi niște nemernici care nu meritam nimic, Hristos a murit pentru noi. Observați că dragostea nu este doar sentiment. Dragostea în Scriptură este asociată cu moralitatea. Ioan, același apostol care scrie și epistola aceasta în Evanghelia sa, afirmă de foarte multe lucruri acestea. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Nu declarațiile mă entuziasmează pe mine, ar spune Dumnezeu, ci mă interesează cum trăiești în ascultare de mine. Observați, dragostea este echivalată în Scriptură cu moralitatea. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva principii pe care să le aplicăm în familiile noastre din textul acesta. Apoi, așa cum spuneam, pentru că este o perioadă în viața noastră când suntem părinți, o perioadă foarte intensă, deși de scurtă durată, în care putem avea influență asupra copiilor noștri, și faptul că fiecare dintre noi avem experiențele noastre și poate eu nu trec prin aceeași experiență în etapa aceasta vieții ca dumneavoastră, dar poate voi aminti anumite cuvinte care vor fi de folos. Am vrea să luăm aceste principii și să le aplicăm în viața noastră de familie. În primul rând, așa cum am amintit deja, dragostea înseamnă mai mult decât declarație. Știți că spunea Dumnezeu în Isaia 43, eu te iubesc, tu ai preț în ochii mei, eu te iubesc, spune acolo, pentru tine dau popoare, pentru viața ta dau popoare, tu ești valoros în ochii mei. Și de multe ori declarații de felul acesta facem noi, numai că noi nu mai punem virgula mai departe. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, se afirma și de dimineață, încât a dat pe singurul său fiu. Putea să spună, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și să oprească acolo, încât a făcut nu știu ce lucru. Observați? Dumnezeu a demonstrat dragostea lui. De fiecare dată dragostea nu se oprește doar la sentimente. Versetul 9 din textul citit spune așa, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. Observați, dragoste demonstrată prin fapte. Acum, noi știm că în ce privește părinții, de multe ori avem tendințe să arătăm o dragoste care nu este reală pentru copiii noștri. Poate vă va șoca afirmația aceasta. Știți că Vechiul Testament se încheie cu un cuvânt greu. Vorbea despre venirea lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul va avea un mesaj și va aduce o evanghelie care va face ceva interesant pentru noi. Spunea că va întoarce inima copiilor spre părinți și inima părinților spre copii. Trăim într-o societate în care, am spus, dragostea este un subiect proeminent. Se vorbește mult despre dragoste, dar prea puțin este demonstrată în familiile noastre. Acum, dumneavoastră, puteți să-mi spuneți ce vreți. Lucrul acesta se observă evident. Puțini părinți care își mai iubesc copiii, puțini copii care își iubesc părinții. Și de multe ori lipsa aceasta a dragostei poate fi o realitate sau poate fi o armă de care ne folosim noi în raport cu copiii. Atunci când este o realitate, este, de fapt nu mai am ce să spun aici, Dumnezeu ne cheamă și ne poruncește, este un imperativ iubirea. Părinții sunt părinți care nu-și iubesc copiii, în mod real, abuzează de ei. Sunt părinți care își părăsesc copiii, sunt părinți care își neglijează copiii și nu le arată dragostea. Numai că mai este o variantă, sunt părinți care în mod voit nu-și arată dragostea față de copii și aceasta poate să devină manipulare. Face copilul o prostie sau face un lucru care nu-mi convine și îmi arăt indiferența față de el. Îi exprim prin gesturi sau prin cuvintele mele lipsa dragostei. Încercând prin modul acesta să-l conștientizez pe copil că trebuie să se întoarcă la mine în genunchi să-și ceară iertare pentru fapta făcută. Neștiind că de fapt îl învăț o lecție greșită scripturală. Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum să procedăm în momentele de criză și lipsa dragostei nu este niciodată cheia succesului, nici într-un domeniu, cu atât mai mult în familie, unde Dumnezeu ne cheamă la relații profunde, relații apropiate. La copii nici nu avem ce să ne așteptăm, mai ales la vârsta mică, vei auzi de multe ori reacția aceasta, pentru că nu mi-ai dat cu tare sau cu tare lucru, nu mă mai iubești. Și el e foarte simplu, mai ales în perioada de imaturitate. Imediat asociază iubirea părintelui de satisfacerea propriilor plăceri.
Dacă nu-mi dă telefon, dacă nu-mi dă cutare sau cutare loc, dacă nu mă lasă să mă duc în cutare loc, înseamnă că nu mă iubește. Și noi trebuie încetul cu încetul, prin dragoste, prin răbdare, să le arătăm că dragostea înseamnă mai mult decât atât. Știți, este un ciclu în viața noastră, ca oameni pe pământ. Și perioada aceasta începe cu perioada copilăriei, când copiii sunt foarte dependenți de părinți. Nu pot face un pas fără părinte. Părintele trebuie să-l hrănească, părintele trebuie să-l ducă de mână. Chiar și la grădiniță, până la perioada grădiniță, îl duce de mână și este dependent de părinți. Numai că acești copii cresc și autoritatea noastră asupra lor scade din ce în ce mai mult. Și ne trezim la un moment dat la vârsta preadolescenței și adolescenței, când parcă străini în casa noastră și nu-i mai recunoști. Și apoi, până înaintea căsătoriei, își încep să-și disprețuiască părinții. Părinții pentru ei sunt oameni învechiți, oameni care nu mai cunosc nimic. Și ajung să se căsătorească, ajung la rândul lor să aibă copii. Și ce comic că ciclul acesta se continuă. Și ceea ce auzea de la părinții lui și enerva la culme, eu ca tine am fost. Și lasă ca ai să fii și tu mamă și tată și ai înțelege. Lucrurile acestea care le nervau la culme, acum le repetă la rândul lui copiilor lor. Și ciclul acela continuă. Și nu ne dăm seama că de fapt sunt lucruri normale care le-a lăsat Dumnezeu în universul acesta. Și noi trebuie să ne adaptăm ca părinți la fiecare perioadă din viața copiilor noștri. Ce păcat că ne dăm seama prea târziu de binecuvântările și harul pe care l-a lăsat Dumnezeu fiecare dintre noi. Dau ca exemplu totdeauna pe Iochebed, mama lui Moise. Trăia Iochebed într-o zonă, într-o perioadă propice nașterilor de copii, propice dezvoltării familiei, în niciun caz. Într-o perioadă în care imoralitatea era la culme, într-o perioadă în care, din cauza imoralității, la un moment dat faraon ia decizia ca orice copil care se va naște de parte bărbătească să fie ucis. Și Iochebed are curajul acesta să fie o mamă de excepție într-o perioadă foarte întunecată și tulburea istoriei. Și dă naștere lui Moise și este conștientă că îl va avea foarte puțin timp la dispoziție în viața ei. Noi trăim cu gândul acesta, îl voi avea cu mine 18 ani, îl voi avea 20 de ani, cei mai mămoși stau acasă pe la 25 și îl voi avea cu mine și voi avea timp eu să-l învăț și să-i spun ceea ce trebuie și ne înșelăm singuri. Iochebed a știut că îl va avea foarte puțin cu ea și a investit în acel copilaș încă din primii ani, când poate ziceai, ce să înțeleagă copilul acesta, ce să știe copilul acesta? Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne educăm copiii încă de primii ani. Nu aștepta ca să ajungă el mare, că vei avea timp să-i mai spui. Va fi un străin atunci pentru tine. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață astăzi să-l învățăm. Declarațiile noastre trebuie să fie mai mult decât simple exprimări ale sentimentelor. Trebuie să fie implicarea noastră, trebuie să fie o demonstrare a dragostei. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, dragostea jertfitoare înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu. Este interesant, versetul 8. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Versetul 13, cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Versetul 16, și noi am cunoscut și am crezut dragostea. Sta și mă gândeam la versetele acestea. Cunoașterea lui Dumnezeu te duce la înțelegerea dragostei lui Dumnezeu. Observați? Suntem întrebați de multe ori, tu cum L-ai descoperit pe Dumnezeu? Cum te-ai îndrăgostit de Dumnezeu? Și tindem să spunem că pe noi ne-a cucerit dragostea lui Dumnezeu. Faptul că eram un păcătos și Dumnezeu și-a demonstrat dragostea față de mine dându-și Fiul Său la moarte. Observați? Dar lucrurile acestea de unde le știi? Lucrurile acestea le știm din cuvântul lui Dumnezeu. Și cunoașterea lui Dumnezeu vine pe calea Scripturii, pe calea înțelegerii, citirii Scripturii lui Dumnezeu. Și lucrul acesta suntem învățați ca părinți să-l aplicăm în familiile noastre. Trebuie să ne intereseze ca pruncii noștri să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Și suntem îndemnați la aceasta, la a antipări cuvântul lui Dumnezeu în inimile copiilor noștri. Și acum, haideți să facem un test simplu. Gândiți-vă, fără să-mi răspundeți, cât de mult fac lucrul acesta în familia mea, la nivelul și la înțelegerea copiilor mei. Și atunci îți vei răspunde la foarte multe întrebări. De ce avem pretenții ca la o anumită vârstă copilul nostru dintr-o dată să ne urmeze? Copilul nostru dintr-o dată să facă ceea ce spunem noi că văd la noi să facă? Ei pentru o perioadă vin în biserică și tot ceea ce facem noi aici pare un ritual. Dar de ce trebuie să vă rugați într-una? Dar de ce trebuie să ascultați o predică și câteodată două și chiar a treia? De ce este nevoie de rugăciunea în comun? De ce de multe ori vin oameni aici în față și plângând și alții se roagă pentru ei? De ce trebuie la o anumită vârstă să intre în apă? Ce-i cu scăldarea aceea? Pentru ei toate sunt ritualuri. La fel cum erau și pentru copiii evreilor. Atunci când părintele încerca să-i întipărească mintea lor ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei și mai ales la sărbătoarea aceea a cinei sau a ieșirii din Egipt. Când copilul întreba de ce facem lucrurile acestea și părintele explica, pentru că noi suntem un popor ales de Dumnezeu și pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu puternic care ne-a scos cu braț tare din țara Egiptului. Și copilul acela primea informațiile. Și când ajungea la vârsta, când personalitatea lui ieșea în evidență, când
Putea și el să aibă un cuvânt de spus, cum spunem noi. Și își punea întrebările existențiale, oare cu adevărat Dumnezeul părinților mei este un Dumnezeu real? Oare cu adevărat Dumnezeu lucrează așa cum aud că spună unii și alții? Atunci când își pun întrebările acestea, faptul că cuvântul lui Dumnezeu a fost întipărit în mintea lor, vor fi mari șanse ca să experimenteze în mod personal ceea ce Dumnezeu a lucrat și în viața părinților. Dar dacă tu îi porți străin de cuvântul lui Dumnezeu, străin de casa lui Dumnezeu, trăind total divers de ceea ce aud și aud într-una că le spui să facă, oare ce vor face copiii aceia? Oare cu ce vor crește copiii aceia? Este foarte importantă puterea exemplului în viața de căsnicie, în viața familiară. Știți, în general copiii nu fac ceea ce le spunem. Copiii fac și tind să facă doar ceea ce văd. Mă gândeam că noi învățăm pe copii de mici rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune plină de semnificații, poate prea plină de semnificații. Și așa suntem de mândri că îmbâlbăie ei Tată notul, caleti în celul și bucuroși că i-am învățat mare rugăciune. Fără să ne dăm seama că de fapt îi spun, spune așa, Tată nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, dar prin ceea ce vede la noi, vede așa, prietenul meu, străinul, doctorul, pila, rezolvăm problemele. Vin la tine pentru că n-am unde să apelez. Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, când de fapt îi văd la noi, facă-se voia mea. Tu ai treabă în cer, dar nu și pe pământ. Pentru că părintele e prea pământesc și e prea prins de lucrurile acestea materiale. Vie împărăția ta. De fapt, copilul vede la părintele lui, Doamne, mai stai acolo, că mai am multe de făcut și de rezolvat. Pâinea noastră, cea de toate zilele, îl învățăm noi pe copil să se roage. Dă-ne nouă astăzi! Și apoi în alergarea prostească și în iureșul acesta al vieții, de fapt îi arătăm că alergăm ca disperații după lucruri care pierd. Că nopțile ne le pierdem departe de copiii noștri. Că mașina, bicicleta sau telefonul sau alte lucruri pot aștepta. Dar să fie acolo prezent când îi crește primul dinte sau când îi cade primul dinte sau când merge în prima zi la grădiniță sau când noaptea ar trebui să-l învelești că e dezvelit, lucrurile astea lipsesc din viața lui. Și tu alegi după pâinea aceea de toate zilele de care tu trebuie să te îngrijești. Și ne iartă nouă greșelile noastre, îi spui tu, și el înțelege. Și ne iartă nouă greșelile noastre, că oricum noi nu iertăm pe ceilalți. Și oricum îi am la inimă și pe bunica și pe bunicul și pe părinți și pe frații din biserică. Și nu ne duce pe noi în ispită, spunem noi, ci ne izbăvește de cel rău, când de fapt rugăciunile noastre mai departe continuă. Doamne, înlătură, te rog frumos, încercarea din viața mea, orice lucru care ar putea să mă facă să te iubesc mai mult, care ar putea să lucreze în mine răbdarea, care ar putea să lucreze în mine pacea, înlătură-le de la mine și fă-mă să pășesc triumfător pe calea ta. Căci a ta este împărăția și puterea și slava. Și de fapt, prin trăirea noastră, prin modul nostru, arătăm că încrederea noastră sunt în lucrurile materiale, încrederea noastră sunt în prietenii din jurul nostru, încrederea noastră sunt în oricine altceva, numai în Domnul nu. Este foarte importantă puterea cuvântului. Degeaba învăț lucruri frumoase, extraordinare din Biblie, degeaba știu să-L învăț pe înțelesul Lui, dacă nu arăt și eu prin viața mea. Așa că dragostea jertfitoare, așa cum spuneam, înseamnă mai mult decât declarații. Înseamnă și cunoașterea lui Dumnezeu, întipărirea cuvântului Dumnezeu în inima copiilor. Apoi dragostea jertfitoare înseamnă încredere. Versetul 16 spune așa: și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Noi am crezut și am cunoscut. Stai și m-am gândit, cum înseamnă am crezut dragostea lui Dumnezeu? Păi revin la întrebarea care spuneam inițial. Când unul te ia la întrebări și spune, păi tu cum crezi că Dumnezeu este dragoste? Când ceea ce se întâmplă în jurul tău dovedește contrariul. Tu parcă nu poți exprima cuvintele tale, dar tu crezi din toată inima că Dumnezeu e dragoste. Conștientizezi asta, că Dumnezeu e dragoste. Și noi trebuie să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. Cum se aplică lucrul acesta în familiile noastre? Știți că în 1 Corinteni, capitolul 13, spune că dragostea crede totul. Se observă lipsa aceasta de încredere sau o încredere orbească în copii. Sunt unii care merg în extrema aceasta că n-au încredere în copiii lor. Oricât ar încerca copilul să-i spună,
N-ai dreptate, dreptate de partea ta, știți că era vorba aceea famoasă, mulți de vârsta mea, când povestim, experimentăm același lucru. De multe ori primeam bătaie și tu încercai să strigi nevinovăția și spunea, lasă că oricum ai făcut altceva sau vei face altceva. Și primeai și cealaltă. Și de multe ori te simțeai nedreptățit, că nu mi se dă încrederea care trebuie. Și mulți copii suferă din cauza aceasta, că nu li se dă încredere. Păi nu li se dă încredere să spele un vas, nu li se dă încredere să-și facă patul, nu li se dă încredere să facă niciun mic lucru. Și chiar dacă li se dă puțină încredere, tot timpul li se reproșează că n-ai făcut bine. Și noi spunem, așa este principiul nostru, noi nu-i obligăm pe copii, ci noi le sădim principii în mintea lor, ca la rândul lor să decidă să aleagă. Când să aleagă? Când abia scapă de tine la 25 de ani? Până atunci l-am ținut sub protecție și continuu controlat, când să mai aleagă copilul? Se spunea așa altă dată, în pilda fiului risipitor, lucru care ne deranjează parcă și ne frapează pe noi, este posibilitatea care tatăl o dă fiului. Un tată român n-ar fi dat niciodată dreptul copilului. Dacă i-ar fi cerut să plece, pleca dacă mâna goală. Vrei să pleci? Mai vrei să iei și averea? Și tatăl acesta îi dă libertatea, îi dă posibilitatea. De multe ori, prin greșeală, de multe ori prin darea cu capul, cum spunem noi, se învață lucrurile. Noi încercăm să-i învățăm să fie responsabil, să știe să aleagă bine, prin învățătură, prin implantarea învățăturii, dar de multe ori vor învăța prin greșeli. Numai că dacă suntem prea îi controlăm prea mult și nu le dăm posibilitatea, nu le dăm încredere, s-ar putea să sădim ceva rău în inima lor. Și apoi este cealaltă extremă, când părinții își cred copiii, tot cred. Ce spune a meu, e sfânt. Auzi că fratele de ordine a spus ceva despre copilul tău și tu mergi să-l întrebi pe a tău și așa te înduioșează când îți povestești așa de frumos și cum îți dărăi frații la ordine și cum îți dărăi profesorii la școală duminicală și cum îți dărăi toți colegii de la școală și cum îți dărăi și de nedrepți profesorii și tu te zbați în dreapta și în stânga să scoți în evidență dreptatea copilului tău. O încredere prea mare. Cred că cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă la echilibru aici. Când afirmăm expresia aceasta, eu ca tine am fost. Să nu spunem doar în sensul acesta, lasă că știu eu tot despre tine, să-ți aduci aminte că într-adevăr ai fost ca el și că ai umblat și cu minciunica și că ai știut așa cu lucruri foarte bine potrivite să faci ca părinți să fie de partea ta și că ai suferit nedreptatea și că ai făcut și o grămadă de prostii la școală și că ai făcut o grămadă de lucruri. Nu uita lucrul acesta și să nu uităm lucrul acesta. Dumnezeu ne cheamă la acest fel de dragoste. Versetul 12 spune așa, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu și totuși credem. Observați încrederea aceasta, credința aceasta, deși nu vezi împlinit. Să crezi că din copilul tău poate deveni un om mare. Se spunea de multe ori, nu spune copilului tău, ești un sărăntoc, ești un nu știu cum și dați tot felul de nume de animale sau alte lucruri. Copilul tău este ceva deosebit. În copilul tău să vezi un viitor slujitor. În copilul tău să vezi un viitor om care slujește pe Dumnezeu. În fata ta să vezi o fată care îl onorează pe Dumnezeu. Nu spuneți cuvinte pripite, nu spunem cuvinte pripite. Chiar dacă nu vedem acum, să avem încredere că dincolo vom vedea. M-a marcat povestirea unui tinerel de aici, din zona, de la Udine. A fost dat și în ziar. Povestea cum, la un moment dat, parcă ceva, o scânteie a fost în viața lui. Și într-o dată, din toată neîncrederea care o avea în el, datorită anumitor gânduri, anumitor persoane care l-au încurajat, a făcut să devină cel mai bun de pe liceu, din cel mai, poate nu cel mai rău, dar el se definea printre cei mai slabi la învățătură. De ce? Probabil a fost lângă el cineva care i-a insuflat încredere. În primul rând, tu ca părinte, eu ca părinte sunt chemat în familie să insuflu încredere în copii și Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi dragostea jertfitoare înseamnă priorități. Versetul 7 spune așa, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Versetul 21 spune, aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Și asta trebuie să ne învățăm fiecare dintre noi. În primul rând îl iubim pe Dumnezeu. În primul rând îl iubim pe Dumnezeu și apoi iubim celelalte lucruri. Noi avem un exemplu extraordinar în Sfânta Scriptură. Nu va mai fi niciodată o cerință ca aceasta. La un moment dat Dumnezeu îi cere lui Avraam, ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe Isaac. Nu i-a lăsat niciun dubiu Dumnezeului Avraam. Știți că Avraam, din cauza grabei, din cauza neîncrederii, am putea să o numim așa, a avut un fiu cu altă femeie. Dumnezeu e specifică, nu cumva să crezi că e vorba despre Ismael. Ia pe fiul tău, fiul tău care îl iubești, ia-l pe Isaac și adu-mi-l ca jertfă.
Asta a fost o cerință, am putea spune noi, crudă. Dar este, dacă veți, modelul suprem a ceea ce cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Iubește-L pe Dumnezeu. Și lucrul acesta trebuie să-L învățăm și pe copiii noștri. În primul rând să-L iubiți pe Domnul. Apoi iubiți pe cei dragi. Și continuă lista priorităților. Haideți să ne gândim dacă nu cumva în viața copiilor noștri, prin atitudinile noastre, prin felul în care iubim și acordăm noi prioritățile, nu cumva sădim altceva în mintea lor. În Judecători, capitolul 17, vedem un text care povestește despre Mica, un tânăr care fură niște bani de la mama sa. O economisire mare de bani. Mama avea o mică avere pusă deoparte. Și băiatul acesta îi fură banii mamei sale. Și când mama începe să blesteme și într-o criză de furie rostește cuvinte urâte prin casă, dintr-o dată fiul se teme. Nu se întâmplă de multe ori așa? La izbucnirea părinților, în lemnești, și vine copilul acela și spune: mamă, banii aceia care ți-au fost luați, eu i-am luat. Și femeia aceasta are o reacție care ne șochează și spune așa: binecuvântat să fie numele Domnului. Ce fiu minunat am eu. Mersul vieții continuă, Mica ajunge mare, are copil și la rândul lui se întâmplă ceva în viață. La un moment dat are nevoie de preot, cineva să-i slujească. Știți pe cine pune preot? Pe fiul său. Pe fiul său. Știți că de multe ori sunt părinți care își pun preoți pe copiilor în casă? Știți că sunt copii care decid când să meargă la biserică sau când nu? Știți că sunt copii care decid dacă să ne rugăm sau nu? Știți că sunt copii care decid ordinea priorităților în casa noastră? Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim foarte atenți la lucrul acesta. Cerința pentru Avram a fost ca să verifice credincioșia lui. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și l-a slujit într-un mod extraordinar. N-a făcut-o mulți ca el. Dar la un moment dat Dumnezeu a spus: oare inima lui Avram s-a legat așa mult de fiul său? Și a trebuit să fie o probă pentru el și pentru noi astăzi. Să arate care este prioritatea dragostei. Și Avram trece cu brio testul acesta. Haideți, înțelegând dragostea aceasta jertfitoare, să știm că dragostea aceasta înseamnă prioritate. În primul rând pe Dumnezeu. Pentru că cel mai greu este să iubești pe cei din casa ta. Haideți să vă pun o întrebare simplă. Dacă v-ar face o cerere soțul, soția, copilul, un frate de-al tău, ce știu eu, bunica ta sau ceva din familia ta, să-i ajuți cu ceva la treabă și în momentele următoare îți va trimite un SMS un prieten sau un coleg sau cineva care nu face parte din familia ta și te va ruga să-l ajuți într-o treabă, care este tendința cea mai mare? Oare nu ne se pare mai ușor să ajutăm pe cel care nu ne este din casa noastră și obișnuiți ca pe cei din casa noastră să-i amânăm sau să-i refuzăm? De aceea cuvântul lui Dumnezeu, se spunea și de dimineață, ne spune blestemat sau este rău de oamenii, ca un păgân sunt oamenii care ajută mai degrabă pe un străin decât pe cei din casa lor. Cercetându-mă la cuvântul acesta, eu mi-am dat răspunsul că asta e tendința. Nu știu dumneavoastră ce vă răspundeți. Dacă m-ar ruga un prieten să-l ajut cu ceva, sunt mai tentat să-l ajut decât dacă m-ar ruga un familiar. Și lucrul acesta știu că nu-i bun și trebuie să mă pocăiesc de lucrul acesta. Dragostea jertfitoare înseamnă, în primul rând, să slujești pe cei din casa ta. Și acum se auzea așa de bine dimineață, este important copiii tăi, este important ca cei din casa ta să vadă această dragoste, în primul rând, în mijlocul familiei. Cerințele pentru un slujitor, atunci când Apostolul Pavel face lista aceea, dar asta se aplică la fiecare familie creștin. Printre ele asta era, în familia lui să fie vorbit de bine. Adică ceea ce spune altora să se vadă și în familia lui, să aplice și în familia lui. Și lucrul acesta este important. De ce ne este mai greu să ajutăm pe cei din casa noastră? Este mai greu pentru că ne cunosc așa de bine și ne cunosc slăbiciunile. Și de multe ori s-ar putea să pățim ca David, să ni se reproșeze. Lasă că știu eu mândria ta, știu ce ai în minte când ai făcut lucrurile acestea. Petrecem mult timp împreună cu cei din casa noastră și s-ar putea să ne cunoască fiecare lucru și parcă ne deranjează, parcă n-am vrea să ne cunoască. Apoi sunt responsabilități de care nu putem să fugim. Sunt lucruri care îngreunează aplicarea sau demonstrarea dragostei jertfitoare în casă, dar lucrul acesta n-ar trebui să fie așa. Dumnezeu ne cheamă la dragoste jertfitoare în familie, chiar cu riscul pierderii celui drag, chiar cu riscul ca cel drag să nu asculte, chiar cu riscul ca cel drag să ne răspundă cu rău. Știți că Domnul Iisus
Și a iubit ucenicii, i-a iubit extraordinar. L-a iubit și pe Iuda, i-a spălat picioarele, i-a arătat dragostea în toate modurile și totuși Iuda nu a acceptat și n-a crezut dragostea lui Dumnezeu. S-ar putea să investești în copilul tău foarte mult timp, să te jertfești mult, s-ar putea să-i pui la dispoziție tot ce are nevoie pentru viața aceasta fizică, s-ar putea să-i fi întipărit cuvântul lui Dumnezeu și să fie avut parte sau să ai parte din partea lui de întoarcerea spatelui, de un refuz, de un cuvânt de dispreț. Este riscul acesta, dar altfel n-ar mai fi dragoste jertfitoare. Altfel n-am mai vorbit despre o dragoste imensă, n-am mai vorbit despre lucruri care sunt în afara normalului, în afara minții umane. Dragostea jertfitoare depășește concepția noastră despre dragoste. Este ceva mult mai profund. Frații mei, de câte ori se vorbește în biserică despre dragoste? Foarte des se vorbește. Vă spun sincer, nu mi-a fost greu să pregătesc mesajul acesta. Am scris foarte ușor cele câteva gânduri. Îmi vine parcă natural. De fapt, titlul predicii este acesta. Un subiect foarte discutat, dar prea puțin aplicat. Căutând cuvintele acestea, m-am simțit nevrednic să stau în fața dumneavoastră. Numai Dumnezeu m-a întărit să stau în fața dumneavoastră. E ușor să vorbești despre dragoste jertfitoare. E greu să o aplici, dar nu e imposibil. Cuvântul lui Dumnezeu a născut speranța azi în inima mea. Cine l-a cunoscut și a crezut în Dumnezeu, în inima lui se poate naște această dragoste jertfitoare. Dragoste care să te facă diferit, diferit de ceilalți. N-ai vrea ca în familia ta să fie o astfel de dragoste? N-ai vrea să începi să aplici aceste principii care le-am adus înaintea bisericii? Să începi să vezi că dragoste e mai mult decât declarație. Oprește-te din declarații dacă știi că nu faci ceea ce spui. Dar în același timp, începe să demonstrezi dragostea. Fii responsabil în dragostea aceasta. Încearcă să cunoști mai mult pe Dumnezeu și să întipărești în mintea copiilor dragostea lui Dumnezeu. Înțelege că dragostea presupune și un risc. Dragostea presupune responsabilități. Dragostea jertfitoare este dragostea pe care a avut-o Dumnezeu față de fiecare dintre noi. Și este un imperativ pentru fiecare dintre noi. Dacă ar fi fost imposibil, Dumnezeu nu ne-ar fi cerut lucrul acesta. Știu, cred din toată inima, că împreună cu Dumnezeu și înțelegând dragostea jertfitoare a lui Dumnezeu, fiecare dintre noi putem răspunde unii altora și mai ales în familia noastră cu această dragoste și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.